Bun găsit tuturor! Ieri am asistat la prima bătălie între cele două foste aliate, un scandal bunit practic din nimic, dar care mognează ceva timp și asta pentru că dușmanii comuni dispăruseră din emisiune. Cele două foste aliate sunt, bineînțeles, Giulia și Bianca, iar dușmanii comuni, Robert și Julie. Oricât a încercat Bianca să facă pe fata bună, oricât a încercat să ne spună de multe ori că după plecarea lui Julie lucrurile se vor liniști, reacția ei a fost grosolană, chiar dacă în esență avea și ea ceva dreptate, pentru că într-adevăr gestul Julie atunci când Patrick a extras-o pe Virginia la mâncatul pastelor nu a fost un gest de o prietenă, mai degrabă o bucurie la răul altuia. Dar amândouă sunt din același aluat, nu-mi pare rău de niciuna și aceste dispute vor continua între ele pentru că amândouă sunt două pietre tari și nu nu vor ști niciuna să facă compromisuri. În plus, sunt și materiale de care este nevoie. Păi ce credeți că se vor dori multe conexiuni ca cea de dimineața trecută cu voie bună și relaxare? În niciun caz, materiale cu dispute intense vor trebui realizate de unii sau alții. Iar în promoul de azi l-am văzut pe Patrick venind în casa fetelor, îndreptându-se spre Bianca ce stătea pe canapea și ridică genunchiul spre ea părând corovește. Cumva să-i atragă atenția, deși cred că nu a atins-o. Nu contează că nu a atins-o, este urât oricum, mai ales că avea mâinile libere, în comparație cu Gaja care a fost foarte criticat în casă pentru exact un astfel de gest. Aș vrea să-i văd și eu azi pe cei din casă care atunci dădeau un Gaja pentru acel gest, că măcar îl critică pe Patrick, mai ales că, așa cum a spus, el avea mâinile libere și putea să-i atragă altfel atenția biancăi. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.